Servus tuturor, Dr. Bogdan Moldoveanu aici și vă urez bun venit la un nou episod al review-urilor Endodonție cu pasiune. Astăzi vom discuta despre lupele dentare Pris Ergo Pro 48 și despre sursa de lumină HL8260, ambele produse de către cei de la Zumax. Desigur că încep acest clip prin a vă mulțumi tuturor celor care susțineți acest canal. Sprijinul vostru este cât se poate de important. Însă am observat că numărul vizualizărilor nu corespunde cu numărul like-urilor sau cu numărul abonaților. Nu este niciun fel de problemă dacă nu ar exista algoritmul YouTube. Ca urmare, dacă vreți să sprijiniți acest proiect și dacă ați vrea să vedeți clipuri precum acestea, de ce nu, postate mai des, e important să apăsați butonul de like și este important să apăsați și butonul de subscribe și de ce nu, poate chiar și cel de share. Să știți că noi apreciem și vă mulțumim foarte mult! Era cazul ca cei de la Zumax să facă pasul și să prezinte lumii primele lor lupe angulate. Nu discutăm despre nicio noutate, întrucât majoritatea dintre cei care mă urmăriți sunteți familiarizați cu lupele celor de la Pentax. Ideea din spatele lor este pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Crearea unui unghi abrupt ce permite medicului să mențină capul drept într-o poziție identică cu cea pe care ar adopta-o dacă ar lucra cu microscopul operator. În acest fel, veți evita înclinarea nepotrivită a capului, evitând un stres exagerat la nivelul zonei cervicale. Deși poate mulți dintre voi aveți impresia că lucrați ergonomic cu lupele voastre actuale, nu cred că ar strica să vă filmați din lateral într o din zile pentru a vedea cum de cele mai multe ori vă aplicați capul destul de mult pentru a focaliza mulțumitor. De asemenea, de multe ori, cu lupele clasice, avem tendința de a trișa. Ne mai aplicăm peste pacient, în stânga sau în dreapta acestuia. E bine, cu o pereche de lupe prismatice, aceste mișcări nu se vor putea realiza. Practic, lupele vă vor obliga să țineți capul și spatele drept. Haideți să vedem despre ce vorbim. Începem prin a analiza cutia. Vă spun sincer că Zumax a rămas puțin în urmă în ceea ce privește calitatea ambalajelor. Dacă ne uităm la alți producători chinezi, vedem ambalaje premium pentru produsele lor. Și oarecum firesc. Când plătești prețul unui iPhone pe o pereche de lupe, ai vrea aceeași senzație la deschiderea cutiei. Nu e cazul aici. Avem o cutie dintr-un carton destul de ieftin, imaginea lupelor mare aici în față, iar pe lateral doar denumirea produselor și câteva detalii tehnice. Când deschidem cutia, suntem întâmpinați de carcasa lupelor. Plăcută la atingere, plastic acoperit cu ceva imitații de piele, nimic deosebit, destul de nice. Și destul de ușoară de asemenea. Lucru important pentru toți cei care vă gândiți să vă transportați lupele de la un cabinet la altul. Tot pe cutie avem și această plăcuță cu numele producătorului, tipul lupei și caracteristicile acesteia. Lupele prismatice Pris Ergo sunt disponibile în trei variante de mărire. 3, 4 sau 5X. Avem aici varianta 5X. O altă caracteristică esențială a acestor lupe este faptul că au distanță focală variabilă, dar povestim mai imediat despre aceasta. Nu am găsit nicăieri informații referitoare la dimensiunea câmpului de lucru, însă cel mai probabil acesta este cuprins între 55 și 65 de mm. Personal, mi s-a părut cât se poate de satisfăcător. De îndată ce scoți lupele din cutie, vei putea observa că acestea sunt lupe TTL. Dacă nu ești familiarizat cu această terminologie, îți las un link chiar acum pe ecran și te invit să vizualizezi review noastre anterioare pentru lupele de la Zoomax. Acolo am intrat un pic mai în detaliu în ce înseamnă lupe Filipa, lupe tetele și așa mai departe. De îndată ce ai urmărit respectivele videoclipuri, te poți întoarce la această prezentare. Aici sus avem un buzunar tip mesh care adăpostește mai multe chestiuni. Hai să vedem despre ce e vorba. Un mic pliant cu informații care ilustrează elogvent cele două variante de lupe, DFK sau DFT cu sau fără ramă de ochelar, avem o cârpă textilă pentru ștergerea lentilelor, un nimbus și o șurubelniță și foarte important, pernițele cauciucate pentru nas. Cum eu sunt un purtător de ochelari și prefer să port ochelarii în timp ce lucrez, întrucât nu m-am obișnuit niciodată cu purtarea lentilor, am schimbat pernițele de nas cu suportul dedicat purtătorului de ochelari. Lucrul acesta se face foarte simplu folosind această șurubelniță. Mare atenție la deșurubarea pernițelor, întrucât cele două șuruburi sunt foarte mici, și dacă s-ar întâmpla să le scăpați pe jos, cred că cu mare dificultate le-ați putea ulterior repera. De îndată ce ați deșurubat pernițele, scoateți suportul utilizat de către cei care poartă ochelarii din această punguliță alături de cele două șaibe și ele foarte mici. Apoi îl veți înșuruba pe poziție și asta a fost. Când veți purta lupele, purtând în același timp și ochelarii dumneavoastră, va trebui să poziționați lupele un pic diferit. Și anume, într-o prima fază, veți muta ochelarii dumneavoastră în jos, veți poziționa apoi suportul pe nas, iar abia apoi veți repoziționa ochelarii. Ce îmi place mult la această cutie este faptul că nu s-au zgârcit cu buretele. Lucru foarte important pentru protejarea lupelor la transport. Gata cu cutia. Haideți-ne uităm mai atenți acum la lupe. Brațele sunt solide, însă permit o oarecare flexibilitate ceea ce asigură un confort sporit operatorului în timpul lucrului. Deși personal știți că sunt un mare fan al lucrurilor cu capelină, pentru că le simt mult mai comode, modelul de față nu mi-a displacut câtuși de puțin. Și, sincer, strângând șnurul de fixare foarte bine, greutatea acestor lupe nu mi s-a părut deloc a nici măcar după două ore de lucru continuu. Scoase din cutie pentru prima dată și pregătite de utilizare, aceste lupe necesită un pic de setup pentru a se putea folosi la capacitate maximă. Primul lucru trebuie să vă reglați distanța interpupilară, lucru care se face pentru fiecare ochi în parte rotind această rotiță. Dacă nu vă cunoașteți distanța interpupilară, puteți merge la orice cabinet oftalmologic pentru determinarea acesteia sau puteți utiliza în propriul cabinet o riglă specială pentru măsurarea distanței interpupilare. Marcajele pentru distanța interpupilară se află pe interior, aveți numerele rotunde, iar apoi câte o liniuță din două în două unități. Trecem apoi la poziționarea ramei. După cum spuneam și după cum v-am arătat în prealabil, trebuie mai întâi ales suportul pentru nas corespunzător, în funcție de preferința proprie. Vreți sau nu să lucrați cu ochelari? Rama trebuie să se sprijine pe frunte, astfel încât, în momentul în care veți strânge șnurul, să distribuiți greutatea lupelor uniform. Rama, practic, trebuie poziționată similar unei bentițe. Înclinarea ocularelor, desigur că trebuie să corespundă cu poziția ochilor fiecărui purtător. Nivelul de înclinare se va regla prin deschiderea acestui șurub folosind imbusul oferit. Apoi, susținând cu mâna acest element dintre oculare veți determina înclinarea care vă mulțumește. Șurubul trebuie apoi să fie strâns la loc. Aveți însă grijă să susțineți cu mâna elementul în momentul în care strângeți șurubul pentru nu a modifica poziția lentilor din nou sau și mai bine rugați pe cineva să vă ajute prin a strânge șurubul. În niciun caz nu stabilizați lupele prin a ține ferm ocularele. Poziția pe verticală a ocularelor este următorul detaliu care trebuie fixat. Folosind imbusul, cu grijă veți deschide șurubul, iar apoi veți mișca lupele în sus și în jos, până când vor ajunge într-o poziție potrivită. Distanța focală pentru aceste lupe este una variabilă, ceea ce înseamnă că aveți o plajă de focalizare cuprinsă între 40 și 55 de centimetri. Lucru cât se poate de important pentru ceea ce înseamnă desfășurarea unei manopere într-un mod ergonomic. Veți putea menține spatele drept, veți putea menține capul drept și nu în ultimul rând veți putea menține un unghi între braț și antebraț la 90 de grade, având coatele sprijinite pe cotierele scaunului dumneavoastră ergonomic. Lucrând cu o pereche de lupe clasică, neangulată, fără distanță focală pe variabilă, pentru a putea focaliza imaginea, va trebui fie să vă apropiați sau să vă îndepărtați de pacient, aplecându-vă practic peste acesta, fie va trebui să ridicați sau să coborâți unitul dentar. Ambele opțiuni sunt nepotrivite. Întrucât fie veți modifica acel lung de 90 de grade exercitând stres inutil asupra brațelor, fie aplecându-vă veți exercita un stres nedorit asupra porțiunii cervicale a coloanei. Dacă sunteți obișnuiți să lucrați cu o pereche de lupe clasice, însă nu ați lucrat până acum niciodată cu o pereche de lupe angulate, când le veți pune pentru prima dată la ochi, s-ar putea să aveți un șoc. De ce vă spun asta? Haideți să ne imaginăm că vreți să lucrați fără ochelari. Dăm jos ochelarii, îi punem în buzunar și veți lua lupele punându-le la ochi. Primul lucru care veți face o să fie să coborâți capul spre a privi către câmpul operator. Însă dacă veți face asta cu o pereche de rupe angulate, tot ceea ce veți reuși să vedeți o să fie halatul dumneavoastră. Ele fiind angulate, pentru a observa câmpul operator care se află aici, va trebui să țineți spatele drept, capul drept și privirea înainte. Deși în teorie discutăm despre un avantaj grozav, am totuși o nemulțumire legată de modul în care distanța focală se reglează. Este una stepless, Ceea ce înseamnă că pentru a mări sau micșora plaja de focalizare, trebuie practic să rotiți de partea aceasta a lupelor. Însă, odată ce veți face lucrul acesta, nu veți ști nici cât de mult ați rotit, nici unde vă poziționați. Cred că dacă am fi avut un design tip step by step, am fi discutat despre o inovație simplă, dar utilă. Mă gândesc aici practic la posibilitatea unui click din 2 în 2 cm. Gândiți-vă la modul în care comutați treptele de mărire la un microscop cu lentilele montate pe carusel. Genul acela de feedback tactil mi l-aș fi dorit. În felul acesta, ați fi avut o informație care să vă permită să apreciați unde anume ați ajuns cu modificarea distanței de lucru. În contextul dat, nu odată mi s-a întâmplat să prind ambele porțiuni gri cu mâinile, să rotesc. Însă să îmi dau seama apoi că de fapt la una dintre lentile am rotit prea mult, iar la alta prea puțin. Pentru corectarea problemei trebuie să vă acoperiți cu o mână una dintre lentile, iar apoi cealaltă, pentru a vedea care anume este defocalizată și să răsuciți spre a focaliza. Distanța focală o măriți răsucind către exterior și o micșorați răsucind către interior. Un alt minus particular pentru această pereche de lupe este distanța focală variabilă, cuprinsă între 40 și 55 de centimetri. Ea este ideală pentru un individ ce are o înălțime similară cu cea pe care o am eu, 1,88 m. De altfel, aș putea spune că toți cei care aveți peste 1,80 m o să vă găsiți grozav cu această pereche de lupe. Pentru cei însă care aveți sub 1,75 m, o distanță de lucru minimă de 40 de cm s-ar putea să fie prea mult. S-ar putea să lucrați cu brațele extinse într-o poziție complet lipsită de ergonomie. Mi-ar fi plăcut ca cei de la Zoomax să se gândească și la cei care au sub 1,70 m și să realizeze o plajă de focalizare care să înceapă de la o valoare mai mică. De ce nu să avem focalizare cuprinsă între 200 și 350 de mm? Sau între 250 și 400 de mm? Cu toții suntem diferiți și nu e nimic neregulă cu asta. Trecem acum și la sursa de lumină, întrucât folosirea acestor lupe fără o iluminare adecvată a câmpului operator nu reprezintă cea mai bună soluție. Cutia este poate prea mare. Dacă ne uităm comparativ la cele două cutii, veți vedea că este doar un pic mai mică față de cutia lupelor deși conținutul este unul mult mai redus. Aveți aici pictograma luminii și pe lateral detaliile produsului. În interior găsim cele două baterii reîncărcabile Lithium-Ion de 3,7V și 500mAh. O astfel de baterie încărcată complet va asigura funcționarea luminii pentru aproximativ 2,4 ore, după care va trebui să o puneți la încărcat și să așteptați aproximativ 2 ore pentru a o putea utiliza din nou. În principiu, o baterie vă va ajuta să duceți la bun sfârșit un tratament, după care, pentru următorul pacient, veți utiliza cea de-a doua baterie, timp în care prima se va încărca pentru a se putea probabil folosi pentru un al treilea pacient. Bateria nu are niciun comutator pentru oprire-pornire, ci are acest senzor localizat în partea superioară pe care îl veți acționa prin a trece mâna prin fața lui. Un lucru bun, întrucât reduceți riscul de contaminare încrucișată. Un lucru rău, întrucât senzorul este deosebit de sensibil și dacă nu veți decupla bateria când veți da lupele jos și le veți purta atârnate de gât când discutați cu pacientul, așa cum majoritatea facem, senzorul se va activa-dezactiva pornind lumina, consumând astfel bateria fără folos. Cum procedez eu pentru a evita acest scenariu? Când nu lucrez, dau jos bateria și o țin în buzunar. Evident că trebuie să aveți atenție pentru a nu o uita în buzunar, iar apoi, cine știe, să puneți halatul sau pantalonul la spălat. Bateria este incredibil de ușoară, se reîncarcă cu ajutorul unui cablu USB-C-USB-A pe care îl veți găsi tot în cutie. Tot aici mai avem lumina propriu-zisă ce va asigura o iluminare până la 25.000 de lux la o distanță de lucru de 200 de milimetri deci probabil un pic mai redusă folosind aceste lupe unde distanța de lucru este, după cum spuneam, cuprinsă între 400 și 550 de mm. Indiferent, eu vă pot spune că am găsit sursa de lumină cât se poate de eficientă și suficientă. Așadar, nu am nimic de comentat. Foarte ușoară, aproape insesizabilă în momentul în care o montați pe lupe. Se poate utiliza cu mai multe modele de lupe Zumax, SL, SLF sau TTL. Motiv pentru care aveți mai multe sisteme de fixare aici, fiecare cu propriul suport și propriile șuruburi. Spotul luminos este grozav, 12 cm la o distanță de 420 de mm, va asigura vizibilitate satisfăcătoare în orice condiții și desigur că aveți și un filtru portocaliu pentru evitarea fotopolimerizării accidentale în momentul în care lucrați cu materiale compozite. Haideți să o montăm împreună la nivelul lupelor. Nu e nimic complicat. Trebuie doar să fiți atenți să nu pierdeți aceste șuruburi miniaturale în momentul strângerilor. lor. Bateria culisează în felul acesta și sunteți gata să utilizați lumina. Cel mai mare minus al acestei surse de lumină este imposibilitatea reglării intensității luminii. Personal, aș fi preferat ca în anumite cazuri să nu folosesc filtrul de polimerizare și să lucrez, de exemplu, cu lumina la o intensitate mai redusă, îndeseb când realizez o restaurare coronară directă pe care nu o doresc monoshade. Iată ne ajungi la finalul unui nou episod și probabil că înainte de a ne lua rămas bun ar trebui să vin cu un verdict. Pentru cine sunt de fapt aceste lupe prismatice angulate? Ei bine, pentru toată lumea. Fie că sunteți un student, fie că sunteți un medic tânăr aflat la început de drum, fie că sunteți un medic cu foarte multă experiență, fie că aveți deja o pereche de lupe clasice, fie că nu ați lucrat niciodată cu niciun sistem de mărire, lupele, Pris Ergo Pro 48, vă vor schimba radical modul în care vă desfășurați activitatea cotidiană, în cel mai bun sens cu putință. Eu știu că ergonomia nu este pe lista de priorități a multora dintre dumneavoastră, însă ar trebui să fie. Investind astăzi într-un aparat, dispozitiv, care vă permite să mențineți o postură corectă în momentul efectorii diferitelor manopere stomatologice, vă veți scuti de multe probleme osteoarticulare în viitor, care vă vor putea limita desfășurarea activității sau, de ce nu, în cel mai rău caz, scurta cariera. Oricum, dincolo tot ce v-am spus până acum, aș vrea să aflu părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de o pereche de lupe angulate. Poate ați lucrat cu astfel de lupe până acum, poate ați făcut trecerea de la o pereche de lupe clasice la unele angulate. Și atunci vreau să știu care a fost curba de învățare. Lăsați-mi un mesaj în comentarii. Altfel, noi punem punct aici acestui episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați. Până data viitoare, tot ce faceți, faceți cu pasiune.